Sute de voluntari, reprezentanți a numeroase organizații non-guvernamentale, ori ai bisericii, s-au implicat în campaniile umanitare de susținere a refugiaților ucraineni în toate punctele de trecere a frontierei. Aceștia s-au mobilizat exemplar, printre ei și un bătrân de 74 de ani, care a venit în Vama Siret cu o butelie și a făcut mâncare pentru refugiați. În luna ianuarie 2022, cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului, Tevi Testoma își înmormântase fiul în vârstă de 34 de ani. O tragedie care a sfâșiat inima. Cu toate acestea, când primii refugiați ajungeau la noi în țară, a găsit puterea de a fi printre voluntarii din Vama Siret. Când a auzit de miile de familii care fug din calea bombardamentelor, nu a stat pe gânduri și s-a dus să ajute așa cum știe el mai bine. A deschis o bucătărie în cortul comunității evreiești din Vama Siret, unde a gătit pentru sute de mii de refugiați. M-am dus, am cumpărat, am luat un butelie de aici, un aragaz de acolo, oale. Mult timp n-am avut la dispoziție. Trebuia să se pun de acum aragazul să fac de mâncare, că veneau și era și fric. Îi vedeai pe ăștia sărași care ajungeau, dar erau și speriați. Erau persoane care îi băgam înăuntru, erau cu copii și luam, iat mânuși, pune o căciulă. Deși are 74 de ani, Tevi Tes a făcut zi de zi naveta la Siret și a lucrat de la primele ore ale dimineții până târziu în noapte pentru a ajuta refugiații. Acum își aduce aminte cu greu despre momentele emoționante pe care le-a trăit. Era o doamnă cu un bebeluș învelit, în hohote plângea. Am luat-o băgată înăuntru, bebelușul era de acum, era, dacă mai stătea încă o oră în frigul ăla, muria. L-am băgat în cort la birou, că era cald acolo. Abia după jumătate de oră și a venit și s-a liniștit. Vedeai oamenii înghețați, pur și simplu înghețați, de frig, de foame. Tot în Suceava, alți zeci de tineri au fost mobilizați de părintele Iustinian Cojocar în primele zile ale războiului pentru a da o mână de ajutor. Au împărțit mâncare, cei calți sau pături celor care tocmai fugiseră din calea războiului. Am împărțit pachete, făceam pachetele și cu dulciuri pentru copii sau produse de igienă, tot. Pentru că erau și bebeluși, din păcate. Și le dădeam ori mâncare caldă, ori, nu știu, foarte mulți cereau apă, țin minte. Da, și fiind foarte frig în perioada respectivă, îl împărțeam pături. A venit un băiat tot așa de vârsta mea la mine, avea nevoie de internet și minute pe telefon și acum țin minte, pentru că el a zis că nu și-a mai întâlnit părinții de câteva zile, că s-a pierdut pe la intrarea în țară. El fiind adus cu un autobuz la gară și trebuia să plece la Milano, parcă, și băiatul efectiv era sleit de puteri, nu putea sta în picioare. Și limba era un impediment, deoarece noi nu știam ucraineană, foarte puțin dintre ei știau limba engleză încât să comunicăm pe discuții minore în legătură cu cazare, mâncare și așa mai departe. Și în gară ne-a fost greu, dar ne-au ajutat traducătorii. Oamenii veneau, fiecare avea câte o cerință diferită. Chiar a doua zi, după declanșarea războiului, o celulă de criză s-au alcătuit la Arhiepiscopie, la noi, la Suceava, împreună cu 5 tineri voluntari, cu părinți de la Arhiepiscopie. Am făcut cumpărăturile în grabă și am mers în vamă. Au fost niște imagini care ne-au marcat.